Chiar dacă nu au reușit să realizeze o statistică a anului 2016 per ansamblu, pentru luna decembrie, specialiștii au sesizat o scădere a șomajului în luna decembrie anului trecut. Chiar și așa, la Buzău se înregistrează una dintre cele mai mari rate a șomajului, de peste 9%. La finele lunii decembrie 2016, rata șomajului în județul Buzău registra 9,5%. Este o rata șomajului estimată, dar cam asta este valoarea, pentru că închiderea va fi undeva pe 15 ale lunii. Avem, din nefericire, aproximativ 18.000 de persoane aflate într-o formă de evidență și plată, dintre care numai 2.000 de persoane, discutând pe cifre rotunde, sunt persoane care au mai lucrat, au venit, au cerut drepturi de șomaj și li s-au acordat. Deci, cu alte cuvinte, acei șomeri indemnizați înseamnă aproximativ 2.000. Dacă ar fi să facem o aritmetică simplă, undeva la 15.000 și ceva de persoane sunt beneficiarii venitului minim garantat, care acești beneficiari sunt obligați să vină să înregistreze la agențiile de șomaj. Pentru ca în acest an să se îmbunătățească situația, iar rata șomajului să poată fi măcar scăzută, specialiștii fac analize, însă este nevoie de investiții pentru a se crea noi locuri de muncă. Ce ar trebui să facem? Toți ar trebui să contribuim la stimularea investițiilor în județul Buzău, la creare de locuri de muncă și nu-s cuvinte din nou mari, nu vreau să aplic niște șabloane, dar este un adevăr. Trebuie să creăm facilități pentru mari investitori și nu numai mari investitori, și pentru investitori mai micuți care să poată să vină în județul Buzău să investească, pentru că banii lor înseamnă automat și locuri de muncă. Conducerea JOFM atrage atenția asupra faptului că numărul mare de șomeri provin din zonele limitrofe municipiului Buzău, cum ar fi Valea Buzăului, Nehoiu, Pogoanele și Râmnicu Sărat.